Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne oprește. Ne oprește. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Era textul pe care l-am amintit și aseară și pe care voi încerca să clădesc mai departe gândirea din dimineața aceasta. Dacă Dumnezeu ne oprește în momentul acesta și face o pauză cumva în preocupări, în muncă, în alergare, în de toate, de ce ar trebui să ne oprim? Pentru ce? Ce rost are? Aseară l-am auzit pe fratele Sabo spunând, ei, orice avion își face Inspecția de rutină după ce a venit și aterizat în aeroportul de destinație. Nu o facem timpul zborului. Mi s-a părut frumos și bine zis. Am zburat un an de zile, așa este. Și în timpul zborului n-am prea avut timp să ne uităm dacă toate lucrurile sunt în ordine. Ați făcut vreo inspecție în timpul anului să vedem cum e zborul? Poate că da. Dar de obicei nu prea reușim. Nu credeți că ar trebui cumva să facem inspecția asta de calitate acum? Să trecem așa de jur în prejurul aparatului de zbor, să ne uităm, mai avem aripi? Sau am pierdut vreuna în timpul zborului? Să vedem, s-au slăbit șurupurile. Mă rog, să vedem. E totul în regulă. Verificați puțin computerul de bord. Indică cumva vreun, cineva spune vreun virus, vreo defecțiune. Da sau nu? Există ceva solemn în așezarea timpului. Și solemnitatea asta ține și, faptul, și de faptul că ne aduce aminte că va veni un moment când timpul se va... se va opri, se va găta timpul. Se va termina timpul nostru. E trist. E luminos cum e. Dar e sacru. Este momentul în care Dumnezeu va interveni pentru a schimba starea noastră de existență, punându-ne la dispoziție starea lui de existență. O așa de mare o așa de mare surpriză, cum evident, în mintea umană, nu prea există. Ceva ce va depăși imaginația noastră, ceva ce va depăși uh, conceptul nostru în legătură cu noi înșine, se va întâmpla atunci când Dumnezeu vorbește că trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în... Cum e asta? Nemurire sau neputrezire sau trup proslăvit. Vă imaginați momentul acela când Dumnezeu vă va da trup de glorie? Gloria Lui va fi trupul dumneavoastră, trupul meu? Vă imaginați cum e, cum va fi? Sigur că da, nu ne putem imagina. Dar cumva oprirea noastră la sfârșit, la început de an ne trimite cu gândul la toate aceste schimbări, preschimbări pe care Dumnezeu ni le promite, care vor fi ceva de felul acesta. Se va termina veacul vechi, așa cum astăzi se termină anul nou. Iertați-mă, anul vechi. Da? Și va veni veacul nou, așa cum atunci va veni Deci va veni veacul nou, așa cum acum va veni anul nou. Da. Continuăm să medităm. Bine ați venit în dimineața aceasta, înaintea Domnului Isus Hristos, în căutarea bunătății Lui și în căutarea harului Lui. Aș vrea să vă pun înainte o întrebare care să ne... Conducă mai departe. Suntem obișnuiți cu faptul că Dumnezeu ne pune la încercare, așa este? Suntem obișnuiți cu faptul că Dumnezeu ne încearcă. Sunteți obișnuiți și cu faptul că noi îl încercăm pe Dumnezeu? Cu ideea asta suntem obișnuiți. Când un om îl încearcă pe Dumnezeu? Mă poate ajuta cineva. În ce situații vedeți dumneavoastră că un om îl pune la încercare pe Dumnezeu? Cineva spune când ne opunem lui. Asta este lecția părinților. Părinții simt că copiii îi pun la încercare când nu ascultă. Și spune, mă încerci, așa e. Îmi încerci răbdarea, am încerci. No. Bun posibil un astfel de încercare, o astfel de încercare. Îmi mai puteți da un exemplu de alt mod în care noi îl punem la încercare pe Dumnezeu? Când nu apreciem, când... Uite, iau răspunsul fratelui Cornel. El spune, îl punem la încercare atunci când ne bazăm pe făgăduințele lui. Despre asta aș vrea eu să medităm, asta aș dori să o descoperim în dimineața aceasta și, -și are rădăcinile într-unul dintre textele cele mai cunoscute ale Scripturii, care spune: Puneți-mă astfel la încercare. Aici e vorba de zecime, dar nu, eu nu vreau să vă trimit pe dumneavoastră la ideea zecimii în dimineața aceasta, ci vreau să iau principiul acesta și să-l generalizăm. Dumnezeu spune, voi puteți să mă puneți la încercare cum? În afară de zecime, nu, nu, nu. De fiecare dată când copilul lui Dumnezeu împlinește în viața lui ascultarea de Dumnezeu, de fiecare dată Dumnezeu e pus la încercare. Dumnezeu este, lui Dumnezeu îi se dă posibilitatea să-și împlinească planurile sale care trec dincolo de așteptările noastre. Dați-i lui Dumnezeu posibilitatea asta să toarne din ceruri belșug de binecuvântare. Dați-i lui Dumnezeu posibilitatea să vedeți ce înseamnă o măsură îndesată, clătinată sau un pahar, într-adevăr, care dă peste el. Dați-i lui Dumnezeu posibilitatea asta. Să fie foarte limpede, noi nu-l încercăm pe Dumnezeu atunci când nu ascultăm regula aia a părintelui care e încercat în mânia lui de neascultarea copiilor nu funcționează. Dumnezeu are alt fel de a percepe punerea lui la încercare. El zice, tu ascultă și abia atunci vei vedea cine sunt eu. Tu ascultă. Oh. Suntem la sfârșit, și la început, între cele două. Ne numărăm timpul și poate ne aducem aminte în dimineața aia de textul ăla care spune, Doamne, mai lasă-l și anul ăsta. Da. Este, este o pildă tristă, da? cu un copac care sau cu un pom care nu aducea roadă. De ani de zile. Și la un moment dat, stăpânul a zis, am așteptat destul, e vremea tăierii. Și atunci, grădinarul care se legase cu munca de copacul ăsta, poate că și cu sufletul, nu știu, de pomul ăsta, grădinarul spune, auzi. Dar mai lasă-l și anul ăsta. Hmm. Apropo, de ce ne mai dă Dumnezeu un an? V-ați gândit? Ce vrea Dumnezeu de la mine că îmi mai dă un an de zile? Ni se pare că anul care vine... E automat. Nimeni nu mă întreabă: mai vrei anul care vine? Nu am un dialog cu Dumnezeu în care să-l întrebe pe Dumnezeu: Doamne, îmi mai dai un an? și nici Dumnezeu nu mai spune: Vali, mai vrei un an? Nu. El vine. Când va veni? Mâine. Deci vine, automat. Dar nu vine automat. Asta e percepția noastră. Nu vine automat. De fiecare dată când batem la poarta timpului, de fiecare dată. Dumnezeu te întreabă, Valentine, de ce să-ți mai dau un an de zile? Că dacă ai fost ceea ce a trebuit în anul care vine, deci dacă a fost un an excepțional, atunci, prin felul ăsta, îl pui la încercare pe Dumnezeu și Dumnezeu spune, stai să vezi ce va fi în anul viitor, pentru că în anul trecut ai fost credincios și o să te binecuvintezi. Urme... Ce urmează? dacă anul trecut a fost an de credincioșie. Ce urmează anul viitor? Înseamnă an de binecuvântări. Și probabil că Dumnezeu spune, eu știu pe prietenul meu, Avram, poate că zice și Valentin, el va porunci, va umbla în căile mele, va asculta de mine anul viitor. Și dacă va asculta de mine, ce voi face? Dacă va asculta de mine, va crea acel cadru în care eu să torn cât, Doamne? Cât? Cât o să torne anul viitor? Spune, eu știu, cuvântul inspirat zice, cât vei putea suporta? Cât vei putea duce? Câte binecuvântări poți duce? Eu zic deseori că eu pot duce oricâte binecuvântări, numai binecuvintează-mă. În realitate nu e așa. Pentru că binecuvântările au responsabilități. Fiecare binecuvântare pe care o primești atrage după sine o implicație responsabilă în care va trebui să vezi ce faci cu binecuvântarea. Vreau să te întreb, anul trecut nu te-a binecuvântat Dumnezeu? Ce ai făcut cu binecuvântările? Mai știi? Nu e vorba dacă te-a binecuvântat Dumnezeu, că te-a binecuvântat, că de asta suntem aici toți. Dar ce ai făcut cu binecuvântarea? Și păcați de seamă dumneavoastră că în momentul ăsta cam ridicăm din numeri și zicem, păi ce să facem cu ea? Am mâncat-o. Cam așa gândim noi binecuvântarea. Ca fiind o chestie de mâncare sau de altceva, ce ai făcut cu ea? Doamne, s-a terminat, ce să fac? Păi nu mi-ai dat-o ca să o folosesc eu. De asta mi-ai dat binecuvântarea. Nu mi-ai dat-o să o folosesc eu. Și dacă mi-ai dat-o să o folosesc eu, am folosit-o. Mă întreb și cum am folosit-o. Da. Te întreb și cum ai folosit-o. Și de aici încolo începe marea problemă. Doamne, dacă te dacă mă mai lași anul ăsta. De ce mă lași, Doamne? Dacă mă mai dai și anul ăsta. De ce mi-l dai? Știți cum zice textul în Luca 13? Zice: "Poate că va aduce rod. Poate că va aduce rod." Deci, cum răspunde pomul respectiv? De ce te mai las și anul acesta? Și, omul ră... și pomul răspunde. Cum răspunde pomul? Poate o să aduc rod. Vi se pare normal? Vi se pare mă răspuns normal? Poate că o să aduc rod. Hmm. Uitați-vă puțin la el. Haideți să vedem Luca 13. Zice așa. versetul 8. Doamne, i-a răspuns cel ce se ocupa. Îi zice aici vierul, pentru că totul se întâmpla într-o vie. Mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i să pun gunoi la rădăcină. Cu alte cuvinte, anul care vine, o să mă îngrijesc de el mai mult ca anul trecut. Păi de ce te îngrijești tu mai mult anul care vine decât anul trecut? De ce? Are, are vreun rost să pui la rădăcina unui smochin care n-a făcut nicio smochină anul ăsta să te îngrijești mai mult de el? Că e ca cu încăpățânații. Cu cât vezi că se încăpățânează să n-aducă rod, tu cu atât mai mult îl îngrijești. De ce? Poftiți, frate haideți, 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 haideți. Poftiți? Se numește Har. Așa e Dumnezeu. Deci, cu cât eu sunt mai încăpățânat, cu atât încăpățânarea mea îl face pe Dumnezeu să... Auzi? Să mă lucreze la rădăcină. Să pună gunoi. Să... Doamne! Dar n-am vorbit noi până acum că te pune la încercare este când eu ascult. Dar pomul ăsta care n-a adus niciun rod, pe ăsta de ce îl îngrijești? Cum e cuvântul ăsta? Poate. Poate că va aduce rod. Vreau să vă întreb. Poate pomul respectiv să aducă rod? Poate sau nu? Deci, soiul e potrivit. E de soi. Da? Bun. A fost îngrijit și până acum. A fost îngrijit că era în mijlocul unei vie și via era îngrijită. Deci, poate să aducă rod. Spune mai mult decât atât. Zice, voi, pământul e bun. Mai pun și îngrășământ. Îl mai și sap. Totul e... Pe... Poate să aducă rod. Poftiți? Poate? Poate. De ce textul zice, poate că va da rod? Cu alte cuvinte, nu se știe dacă va da rod. Haideți să facem aplicația la noi. Ne îngrijește Dumnezeu? Ne-a ne săpat la rădăcină, ne-a pus gunoi, pământul nu e bun, ne-a pus în mijlocul viei lui, că uitați-vă că suntem la biserică. N-a făcut Dumnezeu toate lucrurile astea? Dacă ne va întreba Dumnezeu în felul ăsta, Valentin, de ce să-ți mai dau un an? Care-i răspunsul? Ziceți dumneavoastră, care-i răspunsul? Poftiți? Să aduc rod. Ce părere aveți dacă eu răspund? Doamne, poate că o să aduc rod. Eu, cum, Valentin, cum poate? Păi așa, Doamne, eu, tu fă toate lucrurile astea și eu îmi vedea ce o ieși la sfârșit. Bun, Valentin, dar de ce nu zici tu, vreau să, dau, sau, să aduc rod, vreau. Nu că nu vreau să... Ce nu vrei, Valentine? Nu vreau să promit și să nu aduc rod. Ați auzit scuza asta? Nu vreau să promit și să nu mă țin de acolo. Mergeți acasă, vă rog, când o să mergeți, și căutați cuvântul juruințe. Și veți vedea de câte ori în Sfânta Scriptură se vorbește despre împlinirea juruințelor în poporul evreu. Cu alte cuvinte, atunci când Dumnezeu întreba poporul evreu, Doamne, sau poporule, de ce să-ți mai dau un an? Poporul zicea, dăm anul acesta pentru că și poporul evreu era învățat să aibă ținte precise, să știe ce va face cu timpul pe care îl dă Dumnezeu și să urmărească aceste ținte tot timpul anului. Când Ezechia l-a rugat pe Dumnezeu, zice, Doamne, mai dă mi viață? Marele rege. Ma mai dăm viață. Nu se poate să îmi iei viața acum, când era cel mai frumos. Eram în. uite, s -s, și dușmanii sau au uh, nimicit, problemele împărăției s-au rezolvat. Și acum, când pot și eu să trăiesc mai bine, tu ai hotărât să îmi iei viața. Te rog frumos, mai dăm timp, mai dăm un an. Pentru ce Ezechia? Pentru ce? Cum a răspuns Ezechia? Pentru ce? Vedeți la Ezechia vreun răspuns sau nu? Ezechia cere timp, dar nu știe ce va face cu timpul acesta. Din raportul scripturii, el cere timp pentru el să mai trăiesc, să mă mai bucur și eu de. Dar vă rog să observați, bucuria de niște avantaje sau niște, niște, de niște binecuvântări nu arată deloc un plan pentru viitor. Nu arată deloc ce vei face în anul pe care ți-l dă Dumnezeu. Ezechia zice: voi mânca, voi bea, voi fi și eu cu familia mea și mă voi bucura. Un an de bucurie. Ceva rău? Nu. Că și de Dumnezeu i-a dat timpul respectiv, pentru că nu era un lucru rău. Cu toate acestea, repet ceea ce am spus, orice binecuvântare este însoțită de. Vă aduceți aminte? de responsabilitatea acelei binecuvântări. Și dacă îți va da Dumnezeu binecuvântare și îți va umple viața, ce vei face? Ce vei face? Ai în, ai în minte ce vei face? Pe cine vei binecuvânta la rândul tău? Ce proiecte pentru lucrarea lui Dumnezeu vei face? Pentru că citeam, acum n-am adus un citate în dimineața aceasta, dar citeam din nou pentru în momentele din dimineața asta. E nevoie de implicarea noastră foarte puternică în lucrarea lui Dumnezeu. Cer lui Dumnezeu încă un an pentru ca să te poți implica în lucrarea lui? De asta cer lui Dumnezeu un an? Nu, nu cer asta, Doamne. Dar pentru ce ceri? Doamne, păi nu știi tu, mai am, ce mai, ce mai ai de făcut, Valentin? Și spuneam aseară, din nefericire, mintea noastră este foarte mult obișnuită cu lucrurile practice cu care ne ocupăm de fiecare zi. Rare ori la început de an îi cerem noi lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi încă un an pentru lucrarea Ta. E vreunul care face treaba asta? Doamne, dă-mi încă un an să pot binecuvânta pe cei din jurul meu. Anul ăsta vreau să îl închin prietenilor mei, cei care nu te cunosc. Vreau să fiu o binecuvântare. Vreau să lucrez pentru el. Facem lucrul ăsta? Te mai lași anul ăsta. Deci, ce zici? Ce zici? Doamne, nu promit nimic. Cum vi se pare? Dacă o ieși ceva anul ăsta, bine. Dar dacă nu o ieși iară nimic, măcar n-am promis. Vă mulțumiți cu onestitatea asta? Vi se pare că suntem onești? Sau suntem altceva? Exemple. Zacheu. Luca 19. Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, o să dau împătrit. Spuneți-mi, vă rog, cât de precis este Zacheu? Ce faci, Zacheu? Păi planurile sunt gata. Jumătate din averea mea și dacă am răpăstuit pe cineva, voi da împătrit. Cum vi se pare răspunsul? Da. Foarte clar. Vreau să vă aduc aminte de asemenea, când veți căuta cuvântul juruințe în concordanță pe calculator sau pe, pe, telefon, veți observa un lucru că juruințele întotdeauna erau asociate cu jertfe de mulțumire. Fiți atenți ce face Zacheu. Zacheu dă jumătate din averea lui la săraci. A dat-o sau n-a dat-o? A dat-o dat sau n-a dat-o? Fraților, nu, Zacheu nu este la care să zică, Doamne, poate promit și nu fac. Nu. În momentul în care Zacheu a zis, Doamne, jumătate, Zacheu a dat jumătatea aia. Când a zis, dacă vine la mine unul care l-am năpăstuit, îi dau de patru ori, Zacheu a dat de patru ori. Și după ce și-a împlinit juruința, trebuia să vină cu o jertfă de mulțumire și să-i mulțumească lui Dumnezeu că a dat jumătate din avere. Cum vi se pare? Să-i mulțumească lui Dumnezeu că a dat jumătate din avere. De ce trebuia să aducă o jertfă de mulțumire? Nu vi se pare că e ciudat? De ce trebuia să aducă o jertfă de mulțumire? Pentru ce? Pentru că, frații mei, trebuia să recunoască oricine, trebuia să recunoască că o juruință nu poate să fie împlinită prin puterea mea omenească. Și trebuia să vină la Dumnezeu și să-i spună, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să împlinesc juruința. Noi, în ultima vreme, ne-am oprit să mai dialogăm cu Dumnezeu, să-i mai promitem lui Dumnezeu, să ne mai angajăm într-un dialog cu Dumnezeu, tocmai pe ideea, Doamne, dar dacă nu pot. Păi nu vei putea. Dar jerfa de mulțumire ți aduce aminte de fiecare dată că Dumnezeu îți dă putere. La anul pe vremea asta va trebui să aduci o jerfă de mulțumire pentru că ceea ce ai promis lui Dumnezeu acum, Dumnezeu ți-a ajutat să împlinești în tot timpul anului și că ai fost atent să nu scape nicio ocazie ca să lucrezi la împlinirea acelei făgăduințe. Înțelegem de ce tânărul bogat, când i-a zis Domnul, uite, dacă vrei să vii cu mine, să fii ucenicul meu, vinde tot ce ai, dă la săraci, și apoi urmează-mă. Înțelegeți de ce tânărul bogat a plecat nefericit. Hmm? Dumnezeu îi punea înainte niște planuri care, la care nu se gândise și care nu erau ale lui și nu și l-a putut însuși. O altă întrebare care se ridică din această situație este Doamne, ce planuri ai Tu pentru mine anul ăsta? Sunt planurile mele a la Jumătate din averea mea o dau săracilor. Dar, Doamne, Tu la ce mă chem pentru anul viitor? Dacă tot mai dai un an, dacă tot te mai îngrijești de mine, dacă tot mă mai sab la rădăcină și așa mai departe, de ce mai dai anul acesta? Auziți din partea cerului vreun plan pentru dumneavoastră? Pentru ce? Nu vi se pare că ni -i teamă să ascultăm cerul? ni teamă. Doamne, dacă ne cer să dăm... Cât? Cât? Dacă ne cer să dăm tot... Și eu știu clar că nu pot. Știu clar că nu pot să dau tot. Păi de unde știi? Păi n-am mai încercat eu. A cui e mașina care o conduce? Poftiți? Așa e? E a domnului Valentin. Haideți să vedem diferența între între ideal și realitate. Ca ideal, noi zicem, mașina e a Domnului. Casa cuie. A Domnului. Eu al cui sunt? Al Domnului. Până unde mergem cu exagerarea? Ca să nu zic altfel. Până unde mergem? Să știți, eu nu voi putea da mașina mea lui Dumnezeu decât dacă Dumnezeu face o minune cu mine. Că de aia zice, când îți împlinești juruința, adu o jertfă de mulțumire și mulțumește-i lui Dumnezeu. Nu ție. Să nu-ți închipui că tu ai dat-o, că tu n-ai dat nimic, tu nu ești în stare să dai nimic, eu nu sunt în stare să dau nimic. Ia mulțumește-i lui Dumnezeu. Și pentru faptul că știu că nu sunt în stare să fac nimic, din cauza asta nici nu mai fac juruințe în ultima vreme. Biserica nu mai face jurințe, noi nu mai facem promisiuni. Nu! Nu mai urmărim cum, cum merge viața noastră dacă, dacă noi urcăm sau dacă noi scoborâm. Nici nu, mai, nici nu ne mai uităm la așa ceva. Că noi cam știm încotro mergem, nu? Că la vale e mult mai ușor decât la deal. Vedeți dumneavoastră, dumneavoastră, de ce sunt atât de puține jerfe de mulțumire în biserică? Jerfe de mulțumire. Adică recunoștință. De ce sunt atâtea? Atât de puține cuvinte de recunoștință. Atât de puține cuvinte de laudă. Din ce cauză? Din cauza că au lipsit juruințele pentru că nu am făcut juruințe și promisiuni înaintea lui Dumnezeu, nici nu putem să-i mulțumim. Se leagă. Da. Înainte de a trece la alte câteva doar exemple, aș vrea să subliniez clar pentru noi. Să știți că orice juruință pe care o facem, ne aduce pe noi din nou în legământul cu Dumnezeu. <coughs> Pentru că legământul cu Dumnezeu se bazează pe jurințe. La Muntele Sinai, când Dumnezeu a încheiat legământul cu poporul evreu, a întrebat poporul evreu: Ăstea <coughs> sunt dorințele mele față de voi. Ce ziceți? Dacă vă mai dau un an. Ce faceți cu anul acesta? Și poporul a răspuns, promitem, ne angajăm. Și juruințele au fost spuse. Când peste o lună de zile poporul evreu ieșea din ascultare și nu mai asculta, Moise ia, ia mărturia. Pentru că cele 10 porunci se numesc mărturie. Ia mărturia acelui legământ și o sfarmă. Pentru că mărturia arăta că ei ieșiseră din legământ. Repet, orice angajament înaintea lui Dumnezeu ne aduce aminte că Dumnezeu s-a angajat pentru noi. Și din angajamentul lui față de, față de noi izvorăște angajamentul recunoștință și îi spun, Doamne, dacă ai făcut atât de mult pentru mine, stai să vezi. Chiar vreau să văd. Chiar vreau să văd, Valentin. Vreau să văd. Și când mă uit înapoi la anul care a trecut, cât i-am adus eu lui Dumnezeu, acolo văd cât i-am apreciat eu iubirea. Acolo văd. vă uitați la Maria Magdalena cine a pus-o să aducă un litru de nard cine a pus-o iertați mă cu un litru de nard era în stare să spreieze un popor întreg că era pur, era puternic era absurd era absurd de ce ai adus Maria un litru de nard? De ce faci lucrul ăsta absurd? De ce? Și răspunsul e simplu. Pe păi am vrut să măsor. Ce să măsori, Maria? Să măsor absurditatea lui Dumnezeu. Cum, Maria? Păi cât de absurdă e dragostea lui. Dacă mă iubește pe mine atât de mult, Merit eu așa ceva? Merit eu ca cerul întreg să se dea pentru mine? Cât a fost vasul cerului care s-a spart pentru mine? Cât a fost? A fost un litru? Ținea tot cerul și s-a spart. Păi nu e absurd? Păi absurd. Și tu ce o să faci în anul ăsta? o să adun nard. Un an de zile o să adun nard. O să adun tot ce e mai frumos în viața mea. O să-l pun deoparte. Poți să faci făgăduința asta? Poți? Azi, la prânz, acum când vom zice amin, te gândești la ceva concret. Ca eu, Uite, Doamne, jumătate din, împărăți, din averea mea. Concret. Și de patru ori. Concret. Când vom rosti rugăciunea de final, vei putea spune și tu ce vei face cu anul acesta? Ana. Întâi Samuel, capitolul 1 repede de tot. Vă aduceți aminte cuvintele ei? Sunt tare frumoase. 1 Samuel, capitolul 1. Versetul 11. Doamne, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine, nu vei uita pe roaba ta, dacă vei da roabei acesteia, roabei tale, un copil de parte bărbătească, ce voi face cu el? Ți-l dau înapoi. <laughs> ți-l dau înapoi. Cereți de la Dumnezeu orice dar în lumea aceasta și dați-i lui Dumnezeu înapoi. Și veți vedea, veți vedea cât de frumos e. Pentru cine cerem noi binecuvântări? Ce vrem noi, Doamne? Mai dă-ne un an. Bine, bine, ți-l dau și, ce faci cu el? Ce faci cu anul ăsta? Îl dăm înapoi lui Dumnezeu? Chiar îl dăm? Hotărâți în sufletul și în viața dumneavoastră. Ce faceți cu anul acesta? Că Dumnezeu vi-l dă. Depinde de noi ce facem. În 1 Cronici, capitolul 17, David este acela care vrea să facă o casă lui Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să-ți fac o casă, știi? Eu locuiesc în casă de cedru și chivotul tău locuiește într-un cort. Nu se cade. Și Dumnezeu spune, da. Pentru că ți-ai făcut un plan foarte concret, exact ce vei face anul ăsta, din cauza asta îți voi face ție o casă. Nu tu îmi vei face mie o casă, Îți voi face eu ție o casă. Și foarte interesant la sfârșit, după ce spune fiul tău va fi fiul meu, eu îi voi fi tată, după aceea spune el va locui în casa mea. Puneți-l la încercare pe Dumnezeu. Ăsta este adevărata încercare, adevăratul dialog. spuneți lui Dumnezeu. Ce veți face cu anul acesta? Și îl veți pune la încercare pe Dumnezeu. Și va turna belșug de binecuvântare. Și veți vedea cât de bun este. Puneți-l la încercare. Un ultim exemplu. Zaharia. Capitolul 1 din Luca. Doamne, își începe Dumnezeu noul testament. Cum și-l începe? Versetul 10. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se rugă afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia, a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere semn de bunăvoință la dreapta altarului. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica, dar îngerul i-a zis, nu te teme, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan, el va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea Lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, se va umple de Duhul Sfânt din pântecele Maicii sale, va merge înaintea Lui Dumnezeu în Duhul și în puterea Lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească nodului un norod să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Cum vi se pare asta? Ce îi spune Dumnezeu lui Zaharia aici? Îl umple de binecuvântări. Îi spune cam așa, fii atent. Vei fi colaborator cu Duhul Sfânt. Pentru că soția ta, Va da naștere unui copil care se va umple cu Duhul Sfânt și vei fi colaborator cu Duhul Sfânt. El va fi o pricină de bucurie. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă binecuvântare. Nu înseamnă har peste har. Apoi, versetul 16. Va întoarce pe mulți dintre fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Versetul 17. Va merge în puterea lui Ilie pentru ca să pregătească un popor bine pregătit pentru el. ce e asta? Poate fi har mai mare? Poate fi vreo binecuvântare mai mare? Dacă, dacă ție sau mie mi-ar spune Dumnezeu aceste lucruri, cum am, cum am percepe lucrul ăsta? Vine Dumnezeu și se angajează față de, față de el, față de Zaharia și spune asta voi face pentru tine, cum ar fi trebuit să, re, să reacționeze Zaharia? Orice legământ din partea lui Dumnezeu începe cu ceea ce face Dumnezeu pentru om. Orice legământ. Ce ar fi trebuit să facă Zaharia? Să intre în legământ. Să zică, Doamne, dacă Tu faci asta pentru mine, eu... Eu cum să mă port? Eu ce să fac? Spune-mi, Doamne, cum să-ți răspund? Așa ar fi intrat în legământ. Cum răspunde Zaharia? Din ce voi cunoaște eu lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. La cine se uită Zaharia? La el. La el. Bine, dar unde e Dumnezeu în toată treaba asta? Și nu-l vede. Îi spusese Dumnezeu ce va face cu el. Și Zaharia zice, dar nu se poate. Tu nu te... Doamne, nu te uiți cu cine lucrezi. Cu mine ți-ai pus tu minte. Îmi spune Dumnezeu că ne va da neprihănirea lui. Îmi spune Dumnezeu că ne va da binecuvântarea lui. Și eu mă uit la mine și spun, neprihănire eu, dar nu se poate că eu să am neprihănire. Și mă uit la mine. Și spun, eu nu pot să fac nimic. Vai de mine, Doamne, dacă o să faci tu ceva, poate. Poate. Și mă întorc la poate de la. De la poate că va da rod. Nu răspundeți așa lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune, te voi face mai alb decât zăpada. spune -ți lui Dumnezeu că de-abia apuci. Fă, Doamne, asta cu mine, te rog frumos, și dacă n-ai făcut asta cu nimeni pe pământul ăsta, începe cu mine și fă-mă pe mine primul mai alb ca zăpada. Fă-mă pe mine primul biruitor. Fă-mă pe mine primul caracter schimbat pentru veșnicie. Fă-mă pe mine, unul dintre cei ce sunt pietrele cu unul tale împărătești. Fou de acum, te rog frumos, n-ai putut să o faci cu nimeni. Fou cu mine. De ce? Vreau. Vreau asta. Voi colabora cu tine. Voi face orice ca tu să poți face lucrul ăsta în viața mea. Vreți să fie anul care vine? Așa? S-ar putea ca Dumnezeu să ne dea anul care vine pentru asta? Știți ce îi zice Dumnezeu mai departe lui Zaharia? Începe și îi spune, eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Îi aduce aminte îngerul Gabriel cu cine stă de vorbă, că se pare că uitase. Eu sunt Gabriel, care stă înaintea lui Dumnezeu. Am venit să-ți vorbesc, să-ți aduc această veste bună. Fieți atenți, eu ți-am dat vestea asta bună. Dar pentru că n-ai crezut cuvintele mele, spune versetul 20, te vei fi mut. Uneori mă întreb de ce eu am atât de puțină putere să vorbesc despre Dumnezeu. poporul său, de ce are azi atât de puțină putere să-L vestească pe Isus Hristos? Tu, de ce atât de puțin anul trecut ți-ai pus timp pentru ca să spui lumii întregi Harul lui Dumnezeu? Și aflu răspunsul. Răspunsul aici zice, n-ai crezut. N-ai crezut. Vă aduceți aminte de textul celălalt care spune, când va veni fiul omului, găsi va găsi el credință pe Pământ. Uneori mă gândesc la credința doctrinală, puncte de doctrină și așa mai departe. Sigur, și astea sunt bune și sunt excelente. Dar elementul de credință despre care e vorba aici este să crezi că Dumnezeu va face anul acesta pentru tine ceea ce tu n-ai putut face niciodată. Și dacă Dumnezeu va face pentru tine ceea ce n-ai putut face niciodată, ce juruință faci tu? Ce ai de gând să faci tu cu binecuvântările lui Dumnezeu? Concret concret. Vă voi invita ca în interiorul dumneavoastră în forul de decizie al dumneavoastră astăzi, prin cântarea ce urmează și prin rugăciunea pe care o vom înălța împreună, să spuneți înaintea lui Dumnezeu concret ce aveți de gând cu anul care va veni. Pentru că la anul să puteți aduce o jertfă de mulțumire. Tatăl nostru, îți mulțumim în numele Domnului Isus Hristos pentru că ne-ai iubit Tu întâi. Ne-ai binecuvântat Tu întâi. Ne-ai ocrotit Tu înainte ca să ne putem ocroti noi înșine. Ai rezolvat Tu problemele pe care nu le-am putut rezolva în viața noastră și prin puterea noastră. Îți mulțumim pentru că ai lăsat în urmă semnele harului tău în viața fiecăruia dintre noi. Suntem aici datorită faptului, Doamne, că ne-ai adus tu. Suntem aici pentru faptul că ne-ai purtat tu. Pentru că ne-ai dus pe brațele tale, Doamne, și prin furtună și prin zile bune, dar nu ne-ai lăsat o clipă din mâna ta. Suntem uluiți, Doamne, de atâta frumusețe și atâta binecuvântare. Suntem copleșiți de atâta iubire nemeritată, Părinte. Învață-ne să vedem cu ochii noștri cât de bun ești și învață vorbele noastre să mărturisească despre bunătatea și iubirea Ta. Deci acum, Doamne, ca un gest de recunoștință, datorită nobleții Tale, poporul Tău din locul acesta stă în rugăciune înaintea Ta. Și vrem, Doamne, ca în mod personal, fiecare dintre noi să ne angajăm în mod de plin. Ca acum când ești pe punctul să ne dai un an nou, Doamne, să-ți-l dăm înapoi. Să-l întoarcem pentru tine. Să-l trăim pentru tine. Doamne. Ne gândim la casele noastre, la puterea noastră de muncă, la timpul nostru, la averea noastră, la planurile noastre. Doamne, le luăm pe toate. Cât de la tine au venit. Și la fel ca Ana, vrem să-ți le dăm înapoi. În anul care vine, pentru anul care vine. în felul ăsta, Doamne, să te punem la încercare. Să-ți încercăm iubirea, bunătatea, neprihănirea încă o Pentru ca să ne uluim, Doamne, de cât de aproape e cerul de pământ. Și cât de aproape e împărăția ta de inima fiecăruia dintre noi. În momentul ăsta de închinare, îți închinăm viața, ființa, vrem să rămânem mai tăi. Și pe lângă rugăciunea aceasta rostită de aici din față, Doamne, primește orice angajament pe care copiii tăi l-au făcut în inima lor și în sina lor față de tine. Binecuvintează-i, întărește-i. Amin.